Bine ați venit la Stax TV, un nou material info de aici, de la Automobile Bavaria din Otopeni. Prietenii noștri, de unde mai mergem, noi mai luăm câte o motoretă, facem un review odată la 3-4 ani, dar nu contează asta. Noi am venit aici să vorbim despre Bavaria Mobility. Bavaria Mobility se ocupă de serviciu de rent-a-car din clasa premium a mașinilor rent-a-car. Vă voi spune cum puteți face să închiriați o mașină pe un weekend sau pe o perioadă îndelungată și să plătiți mai puțin decât ar fi pe site sau mod normal, doar pentru că vă uitați la Stax. Hai să vedem ce modele avem disponibile. Haideți să vedem mașinile pe care le putem găsi pe site-ul bmw.rent. Da, ați auzit foarte bine, este bmw.rent site-ul. Acestea sunt o mare majoritate din modelele pe care le găsiți pe site și le puteți închiria prin Bavaria Mobility. Dar până să analizăm dacă mașinile astea fac clar parte din clasa premium de rent-a-car și cum arată niște mașini din clasa premium de rent-a-car, aș vrea să vă povestesc avantajele serviciului de la Bavaria Mobility și de ce acesta este un serviciu premium. Păi, în primul și în primul rând, dacă ați mai închiriat mașini, și sunt ferm convins că mulți dintre cei care se uită la noi au ales acest serviciu atât în România cât și peste mări și țări și oceane, ați văzut că în momentul în care închiriați o mașină, să zicem un BMW din clasa premium, obțineați cu totul și cu totul altceva la fața locului, un downgrade de obicei, sau niște mașini care erau dotate cu capace de plastic, cu anvelope de calitate îndoielnică și așa mai departe. La Bavaria Mobility avem avantajul că în momentul în care intrăm pe site-ul bmw.rent și alegem mașina dorită, cu siguranță acea mașină o vom primi. Ba mai mult de atât, vom fi sunați de către cei de la BMW Rent și vom fi întrebați dacă dorim și altă culoare, pentru că sunt foarte multe mașini pe stoc, în cazul în care există, nu e o regulă asta. După ce am stabilit mașina și culoarea respectivă, dacă Doamne ferește cu mașina respectivă se întâmplă ceva, pentru că durează 6 luni de când ați închiriat-o până când vine termenul să mergeți cu ea la mare sau la munte, unde vă doriți voi, cu siguranță de la Bavaria Mobility veți primi un upgrade, întotdeauna, niciodată un downgrade. Pe lângă chestia asta, puteți să cereți ca mașina să vă fie livrată în locul de unde vreți să plecați cu ea la drum. E atât de simplu ca o pizza. Hai să vedem cum arată mașinile. Așa cum vorbeam de experiențele dumneavoastră cu mașinile de închiriat din serviciile clasice, normale, ce putem vedea este că în momentul în care închiriem o mașină dintr-un serviciu normal, mașinile respective sunt dintr-o clasă economică, sunt cu peste 100.000 de kilometri la bord, lucru pe care nu-l găsim aici la Bavaria Mobility. Mașinile de închiriat pe termen scurt nu depășesc 50.000 de kilometri. Aici la bord avem 8.284 de kilometri. Vedem că avem interior de piele, avem cutie automată, avem, de exemplu, sunt în acest model care este un model hibrid și se bucură și de parcare gratuită în centrul orașului. Avem o sumedenie de avantaje și de aceasta serviciile oferite de Bavaria Mobility sunt servicii premium. De exemplu, anvelopele, întotdeauna sunt anvelope noi, bune, foarte bune, de proveniență premium. Niciodată nu o să găsiți la Bavaria Mobility anvelope chinezești sau mai știu eu de ce altă proveniență. Un mare avantaj este că orice pleacă de la seria 3 în sus vine cu echipare X-Drive, deci mașinile sunt cu tracțiune integrală, nu mai avem probleme de propulsie, că e spate, că ne e frică, că nu știm, că nu știu ce. Deci sunt numai lucruri bune și de la foarte bune în sus. Hai să vedem ce modele mai găsim pe aici prin parcul celor de la BMW Rent. Așa cum spuneam, după cum puteți vedea, avem anvelope de cea mai bună calitate,
cele mai bune mărci din clasa premium, jante, nu capace de plastic cu jante de tablă sau, în cele mai multe cazuri, doar jantele de tablă. Să nu mai lungim cu vorbele, că am zis că vă dau și puțină șmecherie. Cum puteți să faceți să obțineți un preț mai bun decât prețul normal de pe site-ul bmw.rent? Este foarte simplu, folosiți acest cod hashtag DiezStax și veți obține un discount de 10%. Acest cod este valabil, puteți să-l introduceți oriunde pe site și pe la oamenii care se ocupă de Bavaria Mobility. Până atunci, mai există o variantă prepaid despre care o să vă vorbesc, dar vreau să vă vorbesc despre ea din i4, ca să vedem și un interior de mașină electrică. Iată-ne în interiorul i4-ului, care are la bord doar 14 km. Tocmai ce a intrat în flota de la bmw.rent. Băieții de la Bavaria Mobility au numai surprize de genul ăsta. Cum puteți face? E foarte simplu. Există un serviciu prepay în care plătești 30 de zile de închiriere în avans și îți poți lua mașina timp de un an de zile. Ce mașină vrei tu? Adică într-un weekend poți lua acest BMW i4. Mare atenție, pentru că la Bavaria Mobility weekendul este un weekend așa cum trebuie, prelungit. Adică luați mașina de vineri dimineață și nu vă grăbiți duminică seara să o aduceți la Automobile Bavaria în Otopeni, unde sunt locați băieții de la Bavaria Mobility. Din contră, o aduceți luni. Așa e weekendul la Bavaria Mobility, de vineri până luni. Atât de simplu. Deci, să mai explicăm o dată. Prepay, plătești 30 de zile în avans, ai timp un an de zile să-ți iei orice mașină vrei tu, o zi, două, trei, le schimbi, un weekend una, un weekend alta, ți iei electrică, după aia ți iei X5 că te duci la munte, după aia ți iei, fii atent, sau într-un cabrio la mare, atât de simplu, cabrio la mare, X5, X3, X4 la munte, hibridul prin oraș, electric în oraș, seria 5, seria 7, top. Motociclete încă n-avem la rent, dar cine știe, pe viitor poate le sugerăm o chestie. Hai totuși să conducem și o mașină de asta, să vedem, poate nu s-a adevărat. Iată-ne în cabrio, am avut de ales, oamenii au zis, ia-o domne pe asta electrică și vezi cum e. Am zis, nu mă păcăliți voi pe mine, aia electrică e nouă, eu vreau să văd una cu kilometri, domne. Așa că am luat acest cabrio cu motor de 2 litri ce dezvoltă undeva la 180 de cai putere și are la bord 26... Dați-mi voie să închid geamurile, pentru că de-abia m-am coafat și n-aș vrea să-mi stric freza în acest cabrio. Da, uite, mașina merge pe drum, nu simt nimic ne la locul lui, vibrează, avem evacuare, vibrează volanul, să nu vă speriați. Așa sunt modelele astea de la BMW, cu benzi, cu tot felul de chestii noi. Eu mă șochez când mă urc din Passatul meu bătrânesc. O să tragă mai încolo, 100%, dar nu putem să filmăm, că deja depășim vitezele maxime admise în oraș și nu v-aș recomanda să faceți lucruri de genul ăsta, pentru că avem și clapete la volan. Adică putem să trăim senzația de mașină de curse în acest micuț seria 2 cabriolet. E și nervos el așa din când în când, cu care poți să-ți faci un weekend prelungit, așa cum este cel de la Bavaria Mobility, de vineri până luni, să vezi cum e viața cu cabrio. Poate vrei să-ți cumperi și nu știi cum e. De unde încerci o mașină cabrio dacă ai nevoie? De unde? Uite, de la Bavaria Mobility. Ui, și ții un cabrio și vezi cum e. Ce crezi? Cred că poți să ți-l închiriezi și iarna, să vezi dacă te trage curentul, știi? În pânzuța aia. Da, frumos. Mergem la munte, Marius, fii atent, ține-te. Că nu mai muncim. Astăzi... Stai închilozat, am dormit prozul de tot. Am dormit cum sunt, dar asta e altă discuție. Fii atent că ne băgăm, Mariuse! Merge. Uite, avem aici și îmi arată că se încarcă bateria, că recuperăm energia la frânare, că nu știu ce. Suntem în cabrio la 70 de km la oră, pentru că asta este viteza legală aici pe drumul național 1. Și ne auzim foarte bine, curentul este acceptabil în mașină.
cu geamurile închise, putem să dăm drumul și la încălzirea în scaune dacă simțim pălașale lucruri, putem să dăm drumul și la ventilație, pe căldură dacă e frig, acum sunt 13,5 grade afară și sunt fel convins că mulți oameni zic, iată și pe țăranie, și-au luat capri, vor să dea mari, dar l-am închiriat! Salut! Nu e a mea! Am închiriat-o, am să le zic, să nu creadă că mi-am luat cabrio, că bogat. Stai, vrea să te bage în fața mea. Aoleo, gata, du-te frate, du-te, n-am. Are BMW și nu pot să mă țin după el, că ăștia cu BMW-urile tot timpul... 1, 2, 3! Și blink, he blink, știi? Și asta se întâmplă, da, deci dacă vreți să scoateți o fată în oraș și să vă dați bogătan, puteți să închiriați o mașină de la Bavaria Mobility. Chiar și cabrio, chiar și electrică, chiar și SUV, puteți să o schimbați, puteți să preplătiți 30 de zile, puteți să dați cu codul de hashtag Stax și să primiți 10% discount, puteți să, v-am spus, să faceți treaba asta de prepay și cu acest serviciu, iarăși tarifele scad, nu mai sunt cele de pe site-ul bmw.rent. Dacă vi s-a părut interesant, amuzant sau cât de puțin informativ, share, like și subscribe ca să vadă și alții informații care i-ar putea prea șmecheri sau prea ajuta. Atât de simplu.